Haideți să vă arăt cum ne protejăm noi de inundație în autorulotă. Când pompa este pornită, atât timp cât este presiune în sistem, ea nu pornește. Sau o situație mai nasoală, când se sparge una din țevi. Pompa merge și bagă apă până când termină toată apa din rezervor. Aici intervine acest senzor de inundație, care este programat de mine să oprească pompa de apă când simte că este apă sub el. Hai să facem o demonstrație să vă arăt. Acum pompa funcționează, îi dau drumul și apa merge. Până când se termină apa din rezervor, ea merge. Dacă torn un pic de apă aici, s-a oprit pompa de apă acum. Evident că mai curge ce mai este pe țevi, dar nu mai curg 150 de litri, mai curg 200 ml maxim. După cum puteți vedea, pompa s-a oprit. Și nu-ți umpli autorulota sau casa, pentru că același sistem se poate funcționa bine mersi și la o casă, de apă și se închide apa.